Muncitorul care la începutul lunii martie a căzut de pe acoperișul primăriei Hunedoara a decedat la spitalul din Timișoara. Potrivit inspectorului șef al ITM Hunedoara, Adrian Bozdog, cazul a devenit penal, iar după finalizarea anchetei de către inspectorii de muncă, dosarul va fi înaintat procurorilor pentru a stabili la rândul lor cine este vinovat de moartea bărbatului și ce sancțiuni trebuie aplicate. Din păcate, lucrătorul care a căzut de la aproximativ 80 metri de pe clădirea primăriei Hunedoara a decedat în cursul zilei de marți, 14 martie, la spitalul din Timișoara. În acest moment, ancheta privind cercetarea evenimentului din data de 2 martie a fost preluată de ITM Hunedoara, urmând ca în termenul legal, dacă o să avem toate documentele la dispoziție, să finalizăm cercetarea, admitem dosarul și aprobarea inspecției muncii. O parte din urmări, ca să le spun așa, au fost sancționate deja de către ITM Hunedoara pentru muncă fără formă egală, la amendă de 100.000 de lei, 5 lucrători care nu aveau contract. Pe domeniul SSM, amenzi în valoare de 16.000 pentru lipsa instructajului, fișelor de aptitudini și neinscriderea la intrare în șantier. Urmând să vedem dacă găsim și alte deficiențe. Valoarea că vor fi, având în vedere că nu există echipament de muncă, nu există mai multe, sunt mai multe încălcări ale legislației, dar asta doar la finalizarea anchetei. Iar din punct de vedere penal, da. Procuratura se va pronunța după ce noi vom primi dosarul pe dânsii.